Bună ziua și bine ați venit la întâlnirea noastră de business. Bună ziua, dragilor, și bine ne-am regăsit și în acest cadru. Ne cerem scuze pentru întârzierea pe care am avut-o, însă tehnica asta uneori ne dă bătăi de cap. Am vrut să transmitem și live pe Facebook, pe grupul nostru, însă se pare că rețeaua e supra-solicitată, așa că am renunțat să mai transmitem live, însă suntem live aici cu voi pe Zoom. Sunt Dan Oros. Iar eu sunt Simona Dărăban, pentru cei care încă nu ne-au văzut. Și ne bucurăm că ați ales să participați astăzi la această întâlnire, pentru că veți afla lucruri care vă pot schimba viața în bine, mult, dacă veți decide să le puneți în practică. Practic vom urmări pe parcursul acestei întâlniri să vă punctăm câteva dintre elementele de bază care țin de oportunitatea doTERRA sau de afacerea doTERRA. Da? Pe unii poate că cuvântul afacere îi sperie, dar nu este ceva ce nu este accesibil oricui, așa că nu e o problemă să-l folosim, da? Afacerea doTERRA, o să aflați elementele fundamentale care să vă permită, dacă simțiți că rezonați cu ceea ce noi o să vă transmitem, vă va permite să puteți construi acest proiect și, bineînțeles, ajutând pe foarte mulți oameni să aibă acces la produsele de care au nevoie sau pe care și le doresc și ajutând pe alții să ajungă să aibă venituri suplimentare sau chiar independența financiară, să ajungeți și voi să atingeți propriile voastre obiective. Zig Ziglar, unul dintre cei mai mari traineri motivaționali contemporani, spune că dacă ajuți pe suficient de mulți oameni să ajungă la ceea ce își doresc, cu siguranță și tu vei ajunge la ceea ce îți dorești. Iar network marketingul, genul de afacere din care face parte și doTERRA, este chiar acest gen de business în care, ajutând pe ceilalți, ne putem atinge propriile noastre obiective. Iar doTERRA în speță este o astfel de oportunitate în care doar așa putem merge mai departe împreună, ajutându-i pe ceilalți. Așa este făcut planul de compensare și o să vedeți pe parcursul întâlnirii astea despre ce vorbim. Acum, fiecare mamă își laudă puiul, da? Și fiecare își laudă propriul business. Unii mai obiectiv, alții mai subiectiv. Ceea ce noi vă asigurăm este că urmărim să fim cât mai obiectiv cu putință, din punctul nostru de vedere și fără să exagerăm, bazându-ne pe faptul că avem o experiență de peste 15 ani în network marketing. Deci pot să vă spun cu mâna pe inimă, da, că doTERRA, afacerea doTERRA este cea mai extraordinară afacere cu care ne-am intersectat vreodată în această viață. Și atât de extraordinară este încât adesea ne mai ciupim așa să ne convingem că nu visăm. Da? Știu că o să credeți că este doar o chestie de marketing, că exagerez în ceea ce spun, însă cu siguranță, dacă veți experimenta și veți construi acest proiect, vă veți convinge că ceea ce vă spunem acum nu este deloc o exagerare, ci vine doar din entuziasmul acesta extraordinar legat de tot ceea ce proiectul acesta ne-a oferit și ne oferă. Practic, noi ne-am propus astăzi să vă oferim o viziune asupra ceea ce poate să facă doTERRA din această sau și din această perspectivă, pentru că pe partea de produs tot avem prezentări pe care le ținem cel puțin de două ori pe săptămână, marțea și joia, și unde puteți să vedeți cum vă pot ajuta produsele pe care această companie le pune pe piață. Și dacă ar fi fost numai asta și deja era super extraordinar, însă faptul că vine cu ceea ce o să vă povestim noi în continuare în cadrul acestei întâlniri, cu adevărat este un macaz și pentru noi în viață a constituit un macaz care ne-a schimbat total viața. N-aș pune neapărat direcția, pentru că eram pe direcția aceasta, însă a venit așa cu ne-a vehiculul accelerat. Exact asta voiam să zic, cu vehiculul potrivit, adică mergeam pe direcția potrivită cu un Volkswagen, da? Și ne-am urcat dintr-o dată într-o rachetă așa. Da?
Deci nu duceam lipsă de vehicule financiare eficiente, însă Doterra este un super vehicul. Și de altfel a pomenit Simona de iubirea aceasta, dragostea pentru uleiurile esențiale. Să știți că ceea ce pe noi ne-a pornit în acest proiect a fost exact această îndrăgostire de uleiurile esențiale Doterra. De asemenea, vrem din start să vă spunem că o să dureze undeva într-o oră jumate cu tot, cu întrebări și răspunsuri, întâlnirea noastră. Sperăm că v-ați alocat acest timp în această dimineață de sâmbătă, pentru că vă garantez că lucrurile pe care le veți auzi o să fie din categoria lucruri care ne pot schimba viața. Bun, haideți să și începem atunci. Dacă ați participat la întâlnirea noastră Introducere în lumea uleiurilor esențiale, cu siguranță vă amintiți că acolo povestea s-a încheiat cu prezentarea celor trei tipuri de persoane care participă la prezentările noastre, la evenimentele noastre. Și primul tip de persoană este cea entuziastă să trăiască un stil de viață sănătos și care, imediat ce aude de aceste informații, dorește să le împărtășească cu cei din familie și, bineînțeles, pentru ea. Al doilea tip. Ca să fim sinceri, în acest prim tip, practic, se încadrează toată lumea. Toți cei care vin către uleiurile esențiale vin pentru că interesează un stil de viață sănătos și de obicei dau mai departe. Al doilea tip este persoană, este cea care, în clipa în care află acele informații despre uleiurile esențiale și cum ne pot ajuta ele pentru un stil de viață sănătos, automat se gândesc și mama mea ar trebui să audă aceste informații și prietena mea ar trebui să audă aceste informații, se gândesc puțin la mai mult decât a folosi în familie și a da în stânga și în dreapta așa cât un ulei, două l-a încercat, se gândesc chiar să-i ajute pe mai mulți din jurul lor să beneficieze de același lucru și să facă același lucru și aceștia se numesc shareri, da? Adică cei care împărtășesc. Iar Doterra îi recompensează pentru munca lor de împărtășire și din aceste comisioane pe care ei le primesc pot să își acopere costurile produselor pe care ei și le achiziționează și de asemenea pot să aibă chiar un profit. Și o să vă explic în două propoziții ce înseamnă asta. Înseamnă că atunci când ne place ceva foarte mult și dăm mai departe, de exemplu, mi-am luat o bluziță frumoasă și toate prietenele mă complimentează pentru bluzița respectivă și cât de bine vine și cât e de drăguță și ce mult le-ar plăcea. Dacă eu le spun lor, uite-te, mi-am luat-o de la magazinul cutare și a fost o super promoție și chiar sunt și eu foarte încântată de ea, eu am făcut o vânzare sau mai multe vânzări. Dacă prietenele mele merg la magazinul respectiv, eu am făcut o vânzare pentru că ele au cumpărat pentru că eu le-am edificat, le-am prezentat această bluziță. Credeți că magazinul respectiv o să-mi dea vreodată ceva pentru asta? Nu. Și facem chestia asta constant. Dacă stați să vă gândiți, chiar facem chestia asta constant. Oricând găsim ceva ce ne place sau ne face bine, spunem și celor din jur și trimitem la magazinul respectiv să-și cumpere. La Doterra lucrurile stau altfel. Pentru că noi ne-am luat ceva ce ne place și vorbim despre acel lucru, Doterra ne recompensează pentru asta. Înțelegeți? Și ne recompensează cu comisioane din ce în ce mai mari, cu cât noi spunem la mai multă lume. Și în cadrul acestei persoane, în cadrul celui de-al doilea tip de persoană, da, cea care este sharer, aceste comisioane pot să vină de la a acoperi necesarul pentru, nu știu, produsele pe care le consumă în familie, pur și simplu să și le poată lua din acele comisioane, să le aibă cumva gratuit, da? Pentru că și le cumpără din acele comisioane, până chiar mai mult decât atât. Și trecem la a treia categorie de persoană. A treia categorie de persoane sunt super entuziaști. Ei nu se mulțumesc să împărtășească doar cu familia și cu prietenii sau cunoștințele. Ei vor să împărtășească experiența cu uleiurile tuturor. Da? Exact cum și noi facem asta. Și în cazul lor, nu numai că vor putea să-și acopere costurile produselor pe care ei le utilizează, vor avea un venit suplimentar consistent,
Iar dacă sunt foarte serioși, vor putea chiar să atingă independența financiară cu ajutorul doTERRA. Și despre asta o să vorbim astăzi. Și practic pentru voi despre vorbim astăzi. Categoria 2 și categoria 3. Îi iubim foarte mult și pe cei din categoria 1, însă ei, cel puțin deocamdată, nu doresc să se extindă mai mult decât granițele familiei, iar pentru asta nu trebuie neapărat să te pregătești într-un mod, să zicem, mai organizat, însă dacă vrei să împărtășești cu foarte multă lume, bineînțeles că e important să îți eficientizezi activitatea în așa fel încât să poți ajuta cât mai mulți oameni. Sau poate cei din categoria 1 nu știu încă ce le poate oferi această variantă și de aceea s-au oprit acolo. Bun, haideți să vedem despre ce este vorba. Am vorbit deja despre programul Diamond Club și o să vă întâlniți cu cei 5 participanți care sunt prezenți astăzi la sfârșit. Unul dintre lucrurile de preț pe care o afacere poate să ni le ofere este acela de a ne oferi independența financiară. Acum, ce înțelegem prin independență financiară? La modul foarte simplist explicat, acest concept înseamnă să câștigăm mai mulți bani decât cheltuim. Da? Pare un lucru simplu, însă majoritatea oamenilor știți că nu câștigă mai mult decât consumă și, bineînțeles, există diferite niveluri de independență financiară, că este una că ai cheltuieli de 500 de euro și câștigi 800 de euro și cu totul altceva că ai cheltuieli de 5.000 de euro și câștigi 50.000 de euro lunar. Da? În ambele cazuri suntem independenți din punct de vedere financiar, dar nivelul de libertate este diferit. Însă, independența financiară supremă, i-am spus eu, este generată de ceea ce numim venit pasiv sau venit rezidual recurent. Da? Venitul pasiv sau venitul rezidual recurent este cel care ne oferă libertatea. Ce înțelegem noi prin venit pasiv? Înțelegem un venit pentru care am muncit o vreme și apoi culegem aceste roade fără să mai trebuiască să investim prea multă energie sau timp. În cazuri excepționale chiar nu mai trebuie deloc, dar în general nu mai trebuie decât foarte, foarte puțin timp investit. Și haideți să vă dau vreo două, trei exemple de venit pasiv. De exemplu, chiria de pe niște apartamente pe care le-am dat în chirie sau dobânda de pe un depozit bancar. Da? Sunt exemple de venit pasiv. Însă, bineînțeles, în cazul apartamentelor, totul este să avem banii să cumpărăm apartamentele ca deci, să le dăm în chirie. Practic, ce avem de înțeles este că am muncit o vreme pentru a ajunge acolo și apoi, de pe munca noastră, noi avem venituri recurente lună de lună, fără ca noi să mai trebuiască să depunem munca respectivă. În cazul cu apartamentele, am muncit până am strâns banii aia, le-am cumpărat, le-am pus la punct, le-am dat în chirie și apoi, dacă totul merge administrarea bine, business-ului, categoric că va fi o investiție de timp, dar în general îți angajezi un om care să facă asta, dar faci totuși niște verificări minimale. Însă ați înțeles cu siguranță din aceste exemple conceptul de venit pasiv sau venit rezidual recurent. E bine, în doTERRA putem să obținem un astfel de venit și despre asta o să vorbim imediat și de fapt acesta este cel mai, sau din punct de vedere al business-ului, este cel mai extraordinar dar pe care o afacere network marketing ni-l poate oferi. Da? Acum am folosit noțiunea de network marketing. Haideți să vedem, să înțelegem de fapt ce înseamnă o afacere network marketing sau o afacere de marketing în rețea, cum s-ar traduce. Sunt destule persoane care au o reținere legată de sistemele de business în rețea. Și noi am făcut parte în urmă cu 15, până în urmă cu 15 ani am făcut parte din această categorie. Însă, să știți, cei care au o reținere legată de sistemele de dezvoltare în rețea
au această reținere pentru că nu sunt suficient de informați în legătură cu ce înseamnă aceste sisteme. Majoritatea consideră că este vorba de sisteme piramidale, dar nu este vorba absolut deloc de așa ceva. Într-un sistem piramidal, cum este, de exemplu, structura bugetarilor din România, sau în orice companie, orice fel de companie, da, acolo cei care sunt în vârful ierarhiei câștigă cel mai mult, iar cei de sub ei câștigă mai puțin. E bine, network marketing lucrurile stau diferit. Cineva care este în rețeaua noastră, care s-a înregistrat la Dotera mai târziu decât noi, poate să câștige mai mulți bani decât noi, da? Și pentru că ține exact de cât de mult lucrează el și cât de bine își dezvoltă el propria rețea la care are acces. Și o să venim și câteva exemple de astfel de rețele. Da, de exemplu, pentru cei care au o anumită reținere legată de rețele, vestea este că în univers și în lumea aceasta totul se petrece în rețea. Absolut totul. De la modul cum e structurat universul, de la modul, de exemplu, cum sunt structurate ierarhiile angelice, despre care se vorbește și în creștinism, da? Sau rețeaua neuronală. Faptul că noi putem gândi se transmite de la un neuron la altul, da? Exact. Deci, toată structura universului este o rețea. La fel, în lumea în care trăim, trăim în rețele. Rețele de telefonie, rețele de magazine, rețele de bănci, rețele de benzinării. Și așa mai departe, sunt rețele din care toți facem parte sau din care toți cumpărăm, însă nu putem câștiga bani din ele. Ceea ce noi vă propunem este să participați la construcția unei rețele din care să și câștigați bani. Da? Nu numai să fiți consumator în rețea, ci să fiți și beneficiar al profitului pe care rețeaua îl aduce. Și pentru că să ne auziți foarte mult astăzi vorbind despre bani și plan de compensare și câștiguri și vrem să înțelegem foarte clar, să înțelegeți foarte clar, atunci când vorbim despre un business și acum vorbim despre Dotera ca business, el trebuie să fie cuantificabil cumva. Și cuantificabil ca business înseamnă câți bani câștigi din asta. Categoric înseamnă și cum îi faci, da, și o să vorbim despre asta, înseamnă împlinirea pe care ți-o aduce, înseamnă cât bine faci în jurul tău, dar binele pe care tu îl faci în jurul tău ajutând pe alții și aducându-i în rețeaua ta și ajutându-i la rândul lor să-și dezvolte rețeaua, tot în bani se va traduce până la urmă. Realist vorbind, deci noi avem o școală spirituală, da? Focusul nostru este pe dezvoltarea interioară, da? Deci în niciun caz nu suntem genul de persoane materialiste, însă pe de altă parte suntem suficient de realiști să vedem că lucrurile în această lume funcționează cu bani. Banii sunt o energie, da? Dacă vrei să te deplasezi dintr-un loc A în locul B, trebuie să plătești o anumită cantitate de energie. Și banii reprezintă o energie cu care putem să mișcăm anumite lucruri. Da? De exemplu, putem să ne cumpărăm o carte spirituală, da? Sau putem să participăm la un curs de dezvoltare personală și așa mai departe. Deci, ideea aceasta că banii sunt răi este o idee complet greșită. Da, asta e cu totul altă poveste. Nu o să intrăm acum în detalii, vorbim despre asta într-un curs al nostru. Bun, hai să mergem mai departe. De fapt, într-o afacere network marketing, prin construirea rețelei de consumatori, de fapt, urmărim să construim o piață de consum. Și aici trebuie să înțelegeți foarte bine, nu e vorba de a crea nevoi artificiale, da? Ci e vorba de a crea o rețea de consum cu oameni care își doresc cu adevărat produsele pe care noi le oferim. Iar din această piață de consum pe care o să o construim, da? Dotera ne plătește niște procente sub forma venitului rezidual sau pasiv. Da? Acum, legat de afacerile network marketing, cele mai profitabile afaceri sunt afacerile cu produse consumabile, pentru că ele
se consumă de la o lună la alta și, repet, nu-i vorba aici de, nici de manipulare, nici de a crea nevoi artificiale, dar, de exemplu, dacă cineva consumă suplimente nutritive, de suplimente nutritive avem nevoie zi de zi, pentru tot restul vieții. Că exact cum mâncăm zi de zi, pentru tot restul vieții, da? Și nu ne punem problema, ok, mănânc 2-3 luni și după aia iau o pauză, da? La fel, nutrienții aceia pe care ne aduc suplimentele nutritive, avem nevoie de ele zi de zi. Și în general, nu ne cumpărăm oale în fiecare zi, nu ne cumpărăm o mașină în fiecare zi, însă, așa cum mâncăm în fiecare zi și avem grijă de sănătatea noastră fiecare zi și din punctul ăsta de vedere suntem extrem, extrem de bine situați cu produsele pe care doTERRA ni le pune la dispoziție, pentru că ne dă soluții pentru un trai sănătos, pentru o viață sănătoasă, prin intermediul uleiurilor, a suplimentelor, a produselor de îngrijire corporală și a casei. Și, har Domnului, sunt produse consumabile, da? E foarte bine că s-a potrivit așa, nu? Noi am decis asta, da? Sunt produse consumabile și pentru business este foarte, foarte bine. De asemenea, pentru ca o afacere network marketing să fie de succes, este foarte important să fie procesul de promovare să fie ușor multiplicabil. Iar un business mai simplu decât doTERRA, sincer, eu n-am mai auzit să existe. De fapt, despre ce e vorba? Este vorba despre faptul că trebuie să ai uleiurile, da? Ea este omul căruia îi vorbesc despre uleiuri, da? Și poate nu știu prea multe, sunt la început, i-am zis atât, uleiurile esențiale sunt extraordinare și atunci iau o sticluță de ulei, îi pun o picătură de ulei în palmă, da? Îi spun să-și frece palmele, să miroase și deja sunt un constructor de afacere doTERRA, da? Pentru că în momentul în care omul a mirosit uleiul esențial, deja simte efectele și foarte posibil că el va deveni un consumator de uleiuri esențiale. Ah, ce simplu, ce fantastic, super entuziasmant. Bun, de asemenea, e foarte important ca o afacere network marketing, ca să fie bună, să genereze venit pasiv rezidual recurent. Da? Foarte, foarte important. Toate companiile promit asta, dar nu toate pot să plătească. Da? Din diverse motive, nu o să intrăm în detalii, doTERRA este printre acele puține companii network marketing care chiar pot să ne plătească venitul pasiv sau rezidual recurent pe termen lung. Da? Și da, aici o să vă cerem un vot de încredere până vă apucați să studiați, pentru că, așa cum ziceam, avem experiență de 15 ani în acest domeniu. Am fost curtați de foarte multe companii de genul acesta, de network marketing, și am studiat planuri de compensare multe și știm exact despre ce vorbim. Și din această experiență vrem să vă vorbim astăzi. Bun, și avem aici o schemă foarte frumoasă din care o să înțelegeți mai bine, de fapt, cum se construiește o rețea. Da? Avem în partea stângă aici nucleul de bază a unei afaceri. Persoana cu roșu este constructorul de business, iar în jurul lui sunt consumatori. Consumatori care sunt conexiuni ale acestei persoane. Da? Și imaginați-vă că fiecare persoană din rețeaua asta mare este o persoană din asta cu roșu, care are în jurul ei consumatori, mulți consumatori, zeci, sute, mii, zeci de mii de consumatori. Adică, practic, este o persoană care a împărtășit uleiuri. Exact. Și punctele nodale ale rețelei sunt astfel de persoane, sharer sau builder, cei care împărtășesc sau cei care construiesc business-ul, da? Și în jurul lor se creează o rețea de consumatori și, bineînțeles, toți acești consumatori vor genera un rulaj în întreaga rețea, iar doTERRA, de exemplu, nouă ne plătește venit pasiv sau rezidual, recurent, până la 7 adâncimi. Ce înseamnă asta? Dacă noi suntem această persoană din capul rețelei, da, vom lua comisiuni și de pe această adâncime. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Deci până la a șaptea adâncime putem să luăm acest venit pasiv sau rezidual și bineînțeles că mai departe o să ia persoanele de sub noi, pentru că și ele la rândul lor iau până la șaptea adâncime ale lor. Deci vedeți că totuși până la urmă fiecare va fi recompensat pentru munca pe care el a făcut-o, chiar dacă și cu sprijinul echipei, dar fiecare om va beneficia exact de același business de care am beneficiat și noi. Va beneficia exact de aceleași șanse de care am beneficiat și noi, chiar dacă ei poate au intrat în business la 3 ani sau la 5 ani după noi. Și lucrul cel mai frumos este că muncim în echipă. Învățăm în echipă, muncim în echipă, numai așa se pot desfășura și crește lucrurile într-o astfel de oportunitate, cum este doTERRA, pentru că am zis că este mai specială decât altele cu care ne-am întâlnit. Doar dacă îi ajutăm pe cei din echipa noastră și pe cei din echipele lor, noi putem crește și la rândul lor învățăm pe toți să facă la fel. Cu alte cuvinte, învățăm pe toți să dea binele mai departe, de genul pay it forward, da? Cât de frumoasă poate fi o astfel de oportunitate, spre deosebire de, nu știu, într-o întreprindere unde se calcă în picioare unii pe alții sau se sabotează ca să ajungă să fie ei promovați. Da? Aici nu există așa ceva. Exact. Aici tu ești cointeresat ca partenerii tăi să aibă succes. Pentru că o să vedeți imediat când vorbim de planul de compensare doTERRA, el este un plan de compensare interdependent, adică fiecare poate să-și atingă nivelul de carieră dacă ajută pe partenerii lui să ajungă la un anumit nivel de carieră. Deci tu singur nu poți să faci prea multe. E important să lucrezi cu echipa, să-i sprijini și pe ei și în măsura în care îți sprijini echipa și ți-o instruiești corespunzător, vei avea și tu succes. Bun. Și acum haideți să punctăm câteva dintre motivele care ne-au determinat pe noi să alegem să ne implicăm în proiectul doTERRA. Dar înainte de a ajunge la motivele alea, vrem să vă dăm puțin, să vă prezentăm un background, de unde am pornit noi și de ce am ajuns noi să folosim uleiul doTERRA și de ce am ajuns aici, în ipostaza de, la nivel de diamond în doTERRA și o să vedeți ce înseamnă asta. În urmă cu 3 ani și un pic, da, chiar în martie. 3 ani și câteva zile. Da, eram în ipostaza în care, fiind mereu preocupați de soluții naturale și de un trai de viață sănătos, eram în căutare chiar de uleiuri esențiale, dar ne interesa să le găsim pe cele mai pure de pe piață, pentru că voiam să le folosim pentru noi și să le includem în proiectul nostru, acela spiritual, cu cursuri de dezvoltare personală, pentru a le folosi, pentru că știam că simțul mirosul este simțul de bază al ființei umane și aveam nevoie de arome naturale pure cu care să lucrăm pe simțul mirosului, să trezim stări de conștiință. Practic să corelăm mirosurile cu emoțiile și cu subconștientul, că e vorba de un curs de reprogramare a subconștientului, exact. Acela. Și am ajuns la aceste uleiuri pentru că Universul le așează frumos. Când ești foarte hotărât și transmiți în Univers exact ce-ți dorești, Universul vine în întâmpinarea ta. Și au venit aceste uleiuri de la doTERRA. Cunoșteam tot felul de alte uleiuri de pe piață care nu ne-au atras. Și le-am testat, am fost super încântați, asta doar în câteva cuvinte de ele, super entuziasmați, deci a fost ceva ce n-am mai încercat până atunci între multele feluri de uleiuri esențiale pe care le-am testat pe piață în 20 și ceva de ani, 25 de ani avem de când folosim uleiuri esențiale și am început să le folosim. Și le-am folosit strict pentru uzul nostru personal și pentru ce am vrut noi. Persoana care ni le-a propus, ne-a propus din start și partea de business știind că avem experiență în acest domeniu și am zis nu. Timp de un an jumate am zis nu, nu ne interesează acest lucru pentru că nouă ne era bine. Proiectul nostru ne aducea, ne ținea în zona aceea călduță, în care eram independenți. Nu, era chiar caldă. Era chiar caldă, da. Eram bine, puteam să facem ce voiam, aveam tot timpul din lume, eram liber din acest punct de vedere, duceam o viață zen. Cu alte cuvinte, nu ne motiva nimic să ieșim de acolo să facem altceva. Și am zis nu. Timp de un an jumate i-am zis nu. An jumate în care, în schimb, folosind uleiurile esențiale, am împărtășit cu toată lumea. Deci, ne-am fost share-uri din start,
Da, am fost Scherer așa, natural, entuziast, fiind de efectele uleiurilor. Da? Exact. Deci nu ne motiva nimic altceva decât simplu fapt că uleiurile erau extraordinare, extrem de eficiente și ne ajutau foarte mult și pe toți cei din jurul nostru cărora le-am dat uleiuri i-au ajutat foarte mult și atunci am început să facem chestia asta cu foarte mult entuziasm. Până când la un moment dat ne-am dat seama, stai puțin, că noi chiar, adică ne-am dat seama în clipa în care am văzut că ne intră bani în contul de la Dotera, da, în balanța de la Dotera și am și întrebat atunci, că am văzut că erau cu euro, da, și am zis, oare ce să ăștia aici, că nu înțelegeam de ce. Noi fiind obișnuiți că trebuie să depui o muncă serioasă, super organizată ca să faci bani din orice și nu ni se părea că muncim, pentru că era ceva extrem de plăcut, deci pur și simplu împărtășam, făceam ceea ce ne plăcea, ajutam pe alții. Și atunci am zis, serios, asta înseamnă la Dotera așa? Asta înseamnă Dotera? Și zic, faptul că dăm mai departe și deja dădeam destul de consistent și am zis, ok, deja începusem să vorbim la telefon destul de mult zilnic despre uleiuri cu toți cei care veneau către noi și atunci ne-am hotărât, ok, hai să o facem mai organizat. Mai organizat însemnând că hai să ținem prezentări la care să invităm oamenii și să dăm mai departe la modul acesta. Și am început o muncă de instruire a celor din echipă care au dorit să se implice în proiect. Deci, pentru practic, că toți partenerii noștri din Dotera au pornit în Dotera ca și consumatori simpli. Ei și-au dorit produsele și apoi, având experiențe pozitive, fiind entuziasmați, au devenit sharer și apoi au devenit builder, adică constructori de afacere și o să și auziți în partea finală acestei întâlniri, o să vă spună cum le-a impactat lor viața acest proiect. Deci, practic, noi am luat decizia să facem acest proiect ca business, să ne asumăm asta ca business, în octombrie 2018. Da? Și de atunci am făcut diamantul. Practic, în 10 luni de când am decis că o facem serios, am făcut nivelul de diamant. Ca să vedeți că se poate, da? Și o să vedeți imediat ce înseamnă aia din punct de vedere tehnic, da? Deci, primul motiv pentru care am ales Dotera au fost uleiurile, da? Și faptul că această companie e dedicată excelenței, că are standardul de calitate CPTG, Certified Pure Therapeutic Grade, cel mai înalt standard de calitate din industria uleiurilor esențiale, standard ce ne garantează puritatea 100% a uleiurilor și eficiența lor. De asemenea, un alt motiv a fost acela că aveam încredere în persoanele care ne-au prezentat oportunitatea, pentru că erau persoane cu care noi am mai colaborat și nouă, în acea clipă, poate nu toți veți putea relaționa cu acest aspect, dar nouă, în acea clipă, ne-a fost super suficient să ne comandăm aceste produse direct de la Dotera în condițiile în care nu știam nimic despre ele, pentru simplu fapt că persoana care ni le-a prezentat, persoanele care ne-au prezentat au studiat timp de 6 luni de zile compania și produsele. Și persoane verticale. Și sunt persoane verticale. Adică cu știam etică că deosebită. Dacă ne zic că sunt bune, au în spate verificările necesare. Noi am verificat ulterior Exact. Și ne-am convins că într-adevăr așa au stat lucrurile. Un element care, sincer, pe mine m-a mirat și, sincer, n-am crezut la început că poate să fie adevărat, este că la Dotera, de fapt, Dotera are cea mai mare rată de retenție a consumatorilor din toată industria network marketing. Au rată de retenție de peste 65%. Acum, poate că nu vă spune mare lucru procentul ăsta, dar media de retenție în industria network marketing este undeva 10-12%. Hai să și explicăm ce înseamnă retenție. Retenție înseamnă atunci când oamenii vin la o companie sau la un magazin și folosesc produsele respective și rămân clienți fideli ai acelei companii, da? Adică cumpără produse lună de lună, cumpără cu recurență produsele respective și le folosesc. Asta înseamnă că le-au plăcut, le fac bine și le folosesc. Și atenție, nu vorbim despre mâncare. Dacă te duci la magazin să-ți cumperi mâncare zilnică, mănânci zilnic. Vorbim despre produse pentru sănătate. Pe care tot zilnic le utilizăm. Exact. Bun. Deci, când am auzit de această rată de retenție, am fost șocat pentru că mi-am dat seama
că, de exemplu, noi am mai fost într-un proiect network marketing înainte de doTERRA și acolo aveam o rată de retenție undeva cam 12% și o mare parte din ceea ce noi construiam se pierdea. Nu, da. Noi aveam, compania avea și compania era extraordinară, dar să înțelegeți, pe plan global, companiile network marketing au o rată de retenție undeva între 8 și 10%. Da? Indiferent la ce fel de produse, că cu siguranță ați auzit cu toții de tot felul de companii de network marketing, da? De vânzări de acestea directe, la modul acesta, și rata de retenție normală pe glob este între 8 și 10%. Noi cu 12% eram mai bine decât normalul, însă de aceea puteți să faceți acum o comparație să vă dați seama de ce am fost șocat și nu a venit să credem când am văzut această rată de 65%. Altfel spus, dintre cei care de-a lungul celor 12 ani de existență doTERRA, consumatori care au comandat odată, 65% comandă în continuare. Da? E fantastic! Deci, nu-mi venea să cred când am auzit prima dată asta. Apoi, un alt element extraordinar care vorbește despre sănătatea rețelei. Peste 85% dintre membrii rețelei sunt consumatori. Da? Și pentru cei care au mai construit afaceri network marketing, cu siguranță este de necrezut. Pentru că, din păcate, în alte business-uri se pune accentul doar pe partea de business și nu se pune accentul pe produs, pe consumatori. Până la urmă, un business sănătos e acela care promovează produse, da, și către consumatori și, bineînțeles, întotdeauna trebuie să existe liderii care creează grupurile de consumatori, dar e important ca focusul să fie pe produs. Asta e un network marketing autentic și doTERRA este primul network marketing autentic cu care noi ne-am intersectat, sincer. Și aici chiar o să vreau să intervin puțin mai încolo, nu acum, puțin mai încolo, ca să vedeți de fapt care este, ce face diferența între la doTERRA. Acum un alt element, eu sunt inginer, de fapt amândoi suntem ingineri, dar eu sunt mai inginer în sensul că mie îmi plac cifrele și întotdeauna urmăresc să mă documentez foarte bine și când am auzit chestia asta, deci asta a fost chiar incredibil. doTERRA a reușit să crească de la zero la un miliard de dolari rulaj anual în doar 7 ani. Da? Și ca să înțelegeți ce înseamnă doar 7 ani, gândiți-vă că toate companiile mari, network marketing de pe glob, Amway, Forever Living, Herbalife, New Skin și mai departe, Young Living, toate au avut nevoie de cel puțin 20 de ani ca să ajungă la un miliard. Inclusiv Apple, compania Apple, care e cea mai tare din parcare în domeniul IT, da? A avut nevoie de peste 20 de ani ca să ajungă la un rulaj de peste un miliard de dolari. doTERRA a reușit în 7 ani. Iar în 3 ani după aceea, deci în încă 3 ani a dublat rulajul, a ajuns la 2 miliarde, iar acum când împlinește 12 ani, se apropie de 3 miliarde de dolari rulaj. Este absolut unic în această industrie ceea ce s-a petrecut cu doTERRA. Și practic a ajuns în 7 ani de la înființare să fie cea mai mare companie de uleiuri esențiale de pe glob. Asta este compania cu care noi colaborăm. Exact. Și poate vă întrebați, dar de ce au reușit ei să obțină așa rezultate spectaculoase? Și sunt câteva răspunsuri simple. Produse extraordinare, un marketing absolut genial, o strategie, o viziune incredibilă pe care acești oameni, sunt 7 fondatori ai doTERRA, deci sunt entuziasmat de cum au putut să gândească acest business atât de bine. Dar deloc întâmplător, pentru că toți 7 au venit fiecare cu experiență combinată de peste 150 de ani împreună în domeniul business-urilor, în domeniul produselor, chiar a uleiurilor esențiale. Da? Avem medic în bordul între acești fondatori, da? Și toată această experiență a contat foarte mult și la crearea unei astfel de companii cu astfel de creștere.
Și mai mult, mai sunt niște motive care stau la baza acestei creșteri și acestei dezvoltări frumoase. Este vorba despre cultura și misiunea doTERRA. Imediat o să vorbim despre asta. Un alt element care pare de necrezut și, repet, eu amândoi am studiat, dar eu mai așa, mai detaliat, am studiat planurile de compensare ale multor companii network marketing de pe glob. Toate au tot felul de presiuni pe care le pun. Unele dure și altele foarte dure. Când am văzut planul de compensare doTERRA, nu-mi venea să cred că poate să fie adevărat. Pentru că nu are niciun element de presiune. Și mi-am pus întrebarea, ok, dacă nu are niciun element de presiune, atunci cum îi determin pe oameni să muncească? Și răspunsul este foarte simplu. doTERRA merge pe o psihologie pozitivă. Te stimulează să crești, nu te presează să crești. Da? Sunt două modalități diferite. La doTERRA este pentru prima dată când am găsit această strategie de psihologie pozitivă, da? Nu există această presiune, repet, a targeturilor care, de exemplu, în alte companii este ultra stresantă, pentru că în alte companii poți să pierzi partenerii tăi dacă tu nu-ți faci anumite targeturi. Sau poți să-ți pierzi nivelul de carieră. La doTERRA nu poți să pierzi absolut nimic. Da? Toți partenerii contează tot timpul pentru tine. Nu se poate întâmpla niciodată să pierzi pe cineva. Am spus mai devreme despre modelul de multiplicare, că trebuie să fie extrem de simplu și v-am și explicat care este modelul. Da? Pui picătura în palmă și dai să miroase omului și deja faci business-ul. Planul de compensare interdependent, da, v-am spus deja despre el și un alt element absolut unic este interesul incredibil pentru uleiurile esențiale doTERRA în România. Acum, aici n-aș menționa neapărat numai în România, peste tot. Că da, de fapt, pe noi ne-a interesat în primul rând în România. Pentru că de aici încep, da? Dar o puteți dezvolta afacerea pornind de aici, peste tot, oriunde în lume, da? Bun. Deci, practic, România, interesul este atât de mare încât România este piața numărul 1 doTERRA în Europa. Da? Deci, repet, România este cea mai mare piață doTERRA din Europa. Și asta spune foarte mult despre interesul pe care îl avem în România. Bun. Și acum ajungem la partea de cultură, care este foarte importantă, pentru că e foarte important că atunci când te implici într-un proiect să te regăsești în cultura proiectului respectiv. Noi ne-am regăsit foarte, foarte bine în proiectul doTERRA pentru că această companie are suflet. Da? Această companie este focalizată pe oameni. Da? Și haideți să vă spun ce înseamnă faptul că este focalizată pe oameni. De la cultivatorul plantelor din care obținem uleiurile, la cei care le distilează acolo, pe loc, la persoanele, distribuitorii, cei care le transmit mai departe, da, wellness advocates, la consumatori, toate aceste link-uri, toate aceste persoane sunt în focusul companiei. Totul se întoarce către ei și peste tot în lume unde au, de unde iau de la cultivatori plantele și le distilează la fața locului, au creat locuri de muncă. Au creat un proiect de co-impact sourcing, așa se numește, prin care au creat locuri de muncă la fața locului, au schimbat economia în acele zone. Sunt zone, gândiți-vă, zone foarte sărace unele, de unde în Somalia, de unde ne luăm tămâia, de exemplu. Sunt zone la limita subsistenței, unde au creat locuri de muncă, au adus apă prin proiectele Healing Hands în satele unde nu exista apă deloc, trebuiau să meargă zilnic cu bidoanele în mână zeci de kilometri ca să-și aducă apă de băut și pentru traiul zilnic au creat spitale, au construit școli.
Deci gândiți-vă că au impactat din punct de vedere socioeconomic în mod extraordinar și sunt aceste două proiecte, Co-Impact Sourcing și Healing Hands, care sunt niște proiecte absolut extraordinare prin intermediul cărora dau înapoi pământului ceea ce au primit, da, și oamenilor. Și despre aceste lucruri o să vedem acum într-un video mai multe lucruri. E un video realizat cu ocazia împlinirii a 10 ani. Deci, practic, a fost realizat în urmă cu 2 ani, dar este și rămâne întotdeauna de actualitate, așa că vă invităm să îl urmărim împreună. When my partners and I got together 10 years ago and started doTERRA, we never imagined what was going to happen. So many lives have been impacted and changed for good around the world, and now we've been joined by literally millions of wellness advocates. On average, our doTERRA distribution facilities distribute 600,000 products per day to our customers. In its first 10 years, doTERRA sold more than 200 million bottles, and we're on pace for 70 million in 2018. We source more than 130 different essential oils, grown and harvested in over 40 countries around the world. Countries like Haiti, Bulgaria, Nepal, Kenya, Peru, India, Brazil, Somaliland, and Egypt. Since the beginning, we've set out to source these essential oils in a way that not only ensures their quality, but helps improve the lives of the farmers and artisans who grow, harvest, and distill each essential oil with care. Through our sourcing initiatives globally, we are supporting more than 96,000 jobs and impacting nearly 500,000 lives in our partner countries. We've built schools and water systems, rebuilt homes and hospitals. We've been there as disaster has struck to lift those who have needed our help the most. Because of the generosity of wellness advocates throughout the world, charities like Operation Underground Railroad can expand our efforts to combat sex trafficking and care for those who've been rescued. And in partnership with Mentors International and Days for Girls, we have provided thousands of small business loans and educated over 1 million young women around the world. Millions of families around the globe are using essential oils every day, bringing us closer to our goal of having an essential oil in every home. We now have 18 offices around the world supporting our incredible international growth. doTERRA employs over 3,200 people globally, and it is a pretty great place to work. In fact, doTERRA has been named by Forbes one of America's best mid-sized companies for the last 3 years. Our U.S. campus continues to expand with several new projects underway. We've more than doubled our manufacturing capacity to keep up with global demand, and we just broke ground on a brand new state-of-the-art distribution center. The doTERRA Child Care Center is almost complete, and I'm looking forward to bringing this little cutie to work with me every single day. This year, we took over 2.5 million phone calls in 19 different languages. The Prime Meridian Health Clinic here in Pleasant Grove is well underway, and we're excited to start seeing our first patient beginning early next year. Since our last convention, we've shipped over 1 million kilograms of essential oil around the globe. If you stacked every oil ever sold, it would cover the distance from New York to Hong Kong. It's with a deep sense of gratitude we look back at the millions of lives that have been affected. As we look forward to the future, it's hard to imagine what's going to happen next. Să urmărim să fim cât mai. Am revenit. Bun. O să vă punctez acum câteva lucruri foarte pe scurt despre ceea ce se numește fereastra oportunității. Da?
În fiecare business există trei etape fundamentale. Prima etapă este etapa de pionierat. Da? Etapa de pionierat este etapa de început a business-ului în care muncești mult și rezultatele sunt destul de slăbuțe sau oricum nu la pe măsura muncii investite. În România, undeva în partea a doua lui 2019, estimăm că s-a încheiat această parte de pionierat. Iar etapa următoare este ceea ce se numește fereastra oportunității. Fereastra oportunității este ceea ce visează să prindă orice întreprinzător. Da? Pentru că, de fapt, în fereastra oportunității lucrurile se multiplică cu o viteză și la niște dimensiuni extraordinare. Da? În fereastra oportunității, fiecare zi investită valorează cât o săptămână, fiecare săptămână cât o lună, fiecare lună cât un an, fiecare an cât 10 ani. Da? De aceea este important dacă ai șansa să prinzi fereastra oportunității să o valorifici. Da? Noi am mai prins o astfel de fereastră în urmă cu mulți ani în celălalt proiect și știm exact despre ce este vorba. Și da? Eu cred că și e suficient atâta explicație pe această fereastră oportunității și pentru cei care nu sunt obișnuiți cu cifre. Dacă vedeți care sunt graficele de creștere, eu cred că e suficient pentru oricine. Categoric. Apoi afacerea trece în etapa de creștere stabilă, unde lucrurile nu mai cresc cu procentele din fereastra oportunității, însă și atunci vor fi oameni care vor porni business-ul și vor avea foarte mare succes. Doar că în fereastra oportunității cantitatea de energie investită se întoarce în procente mult mai mari. De fapt, în ce constă efectiv afacerea doTERRA? Testăm, de fapt utilizăm și testăm uleiurile, produsele doTERRA, uleiurile, suplimentele, cosmeticele, apoi împărtășim această experiență cu produsele cu ceilalți. Și facem deja lucrurile astea cu toții cei care am început să folosim. Exact. Urmărim să găsim consumatori și constructori de afacere, apoi urmărim să-i consiliem, da? Pentru că nu-i totul numai să-i găsești, trebuie să-i înveți să facă lucrurile cât mai eficient și asta și facem. Apoi multiplicarea este procesul prin care îi învățăm pe partenerii noștri să facă exact ce am făcut și noi. Da? Și ei la rândul lor o să învețe pe partenerii lor și așa mai departe. Și haideți să traduc acum, chiar dacă sunt și inginer, așa pentru non-ingineri. Da? Înseamnă că noi folosim produsele, suntem îndrăgostiți de ele, le împărtășim în stânga și în dreapta cu cei din jurul nostru, ne dăm seama că fac foarte mult bine aceste produse celor din jurul nostru și urmărim să facem asta puțin mai organizat și dăm și mai departe decât vecini și prieteni. Și facem asta pentru că suntem învățați cum să facem, știm cum să-i consiliem pe cei din jurul nostru sau învățăm cum să facem asta și totul înseamnă multiplicare. Bun, deci practic noi prin multiplicare vom crea o rețea de afaceri independente, da? Exact cum am explicat ceva mai devreme, care generează rulaje de produse din care primim procente sub forma venitului pasiv sau rezidual recurent. Și ca să înțelegeți ce forță colosală are multiplicarea, o să vă dăm un exemplu de multiplicare cu 3. Da? Avem aici 3 persoane pe care le-am găsit și le-am format noi. Da? Și le învățăm ca la rândul lor să formeze câte 3 fiecare. Da? Pe adâncimea 2 vom avea 9 oameni, păi 27, 81 și așa mai departe și în cele din urmă, până la adâncimea 7, până unde ne plătește doTERRA venitul pasiv, vom avea peste 3.000 de persoane și am pornit de la 3 persoane. Da? Noi, în mod direct, am adus 3 persoane, dar fiindcă ne-am folosit de multiplicare, am ajuns să avem în rețeaua noastră peste 3.000 de persoane. Și este un exemplu, da? Matematic, nu înseamnă că o să aducem doar 3, da? Exact. Dar pe 3 o să le învățăm categoric. Cum să dea minim, da? Și am luat aici în exemplu acesta și un rulaj de 100 de euro pentru fiecare persoană, pentru că o să vedeți imediat, acesta este rulajul minim pe care doTERRA ne-l cere să-l generăm pe propriul cont,
pentru a fi eligibil pentru comisioane și pentru niveluri de carieră. Și atunci, este singura condiție, singura la condiție pentru un distribuitor să aibă un consum de 100 de puncte, da, 100 PV sau 100 de euro aproximativ lună de lună, și există un motiv pentru asta. Ca să poți să dai mai departe, tu trebuie să fii familiarizat cu toate produsele, trebuie să știi cum să consiliezi, și atunci ăsta este motivul. Ok, și dacă facem aceeași multiplicare și pe zona aceasta de consum, da, o să vedem că noi consumăm 100 de puncte sau 100 de euro, da? Dar în rețeaua noastră se vor rula peste 300.000 de euro, din care eu am consumat 100. Vă dați seama ce forță colosală deci înseamnă responsabilitatea multiplicarea noastră este pentru 100. Exact. Nu pentru 300.000. Eu sunt responsabilă pentru 100 mea dacă vreau să am acces. Acum poate unii vă întrebați în cât timp ajung eu să realizez o astfel de multiplicare. Vă garantez că nu într-o lună și aproape sigur că nu în 6 luni, deși sunt oameni în Dotera, e drept, nu în România, care au făcut în 6 luni mai mult chiar decât atât, dar haideți să ne dăm un orizont de așteptare, știu eu, de 3-5 ani. Și oricum va fi foarte ok și dacă va dura atât. Da? Acum, o să facem doar o foarte scurtă paralelă între ideea de venit activ și venit pasiv. Venitul activ este venitul pe care noi îl luăm, de exemplu, fiind angajați undeva și primim un salariu. Da? Putem să facem analogia cu căratul apei dintr-un loc în altul, cu gălețile, da? Și suntem plătiți pentru fiecare găleată, da? Deci, practic, venitul activ înseamnă că iei cu gălețile și care apa dintr-un loc în altul și ești plătit pentru fiecare găleată pe care o care. Practic, înseamnă a-ți vinde timpul pentru bani, da? Pentru cei care au joburi, atâta timp cât mergeți la job, aveți venit activ, sunteți plătiți pentru munca pe care o faceți. Dacă alegeți să vă luați, din diverse motive, personale sau globale, o pauză de 2 luni, 3 luni, 6 luni, nu o să vă plătească nimeni. Practic, veniturile depind de munca voastră activă, de timpul pe care îl vindeți. Da? Dacă nu aveți timp de vândut, nu mai câștigați bani. Pe când în cazul venitului pasiv, este exact ca și cum am creat o conductă de la sursa de apă până la bazinul de apă unde colectăm apa, și în momentul în care am pornit robinetul, da, atunci apa va curge indiferent dacă noi suntem prezenți sau nu. Banii vor intra în cazul acesta indiferent dacă noi suntem activi sau nu. Și evident că a construi conducte înseamnă de fapt a construi libertatea ta. Conductele ne vor face liberi. Asta nu înseamnă că venitul activ este de condamnat. Însă, ceea ce vreau să punctez este că dacă vreți să fiți liberi, trebuie să vă gândiți la construitul de conducte. A construi o rețea, cum este în cazul afacerii Dotera, înseamnă să construiești conducte. Conducte care te vor face liber. A, pentru că poți să cari un anumit număr de găleți pe zi, dar apa, dacă curge prin conductă, curge tot timpul. Exact. Bun. Acum, cum putem să ajungem la venit pasiv recurent? De exemplu, ajungi la pensie. Pensia este venitul pasiv la care are acces aproape oricine. Da? Însă, noi vă dorim să puteți să trăiți mai mult decât decent din pensia pe care o să o primiți. Sau dacă beneficiezi de o moștenire, sau dacă ai un depozit bancar, dobânda este un venit pasiv. Sau te căsătorești dacă ești femeie cu un milionar, dar și ca bărbat cu o milionară. Da? Sau cumperi o afacere și găsești oamenii potriviți care să o administreze. Da? Și tu îi plătești și iese un venit pasiv. Sau cumperi apartamente pe care le dai în chirie. Sau investiții la bursă, toate generează venit pasiv, însă pentru toate trebuie niște condiții speciale pe care puțin le îndeplinesc. Și implică niște riscuri unele. Exact. Însă construcția unei rețele este cea mai accesibilă și fără riscuri modalitate de a construi
venit pasiv. Da? Și haideți să vedem un exemplu concret. Cum putem câștiga 2000 de euro venit pasiv lunar? O să dăm 3 exemple. Un prim exemplu, care cu siguranță nu este accesibil prea multora, este să ai un depozit bancar de peste 2 milioane de euro și din dobânzi o să obții cel puțin 2000 de euro pe lună. Și de asemenea vreau să facem o paralelă între imobiliare și construcția afacerii doTERRA. Da? De exemplu, poți să obții 2000 de euro venit pasiv dacă ai 5 apartamente pe care le dai în chirie cu câte 400 de euro. Da? Ai investit 350.000 de euro considerând că 70.000 de euro a fost fiecare apartament. Am luat prețurile de Cluj. Riscurile sunt medii și mari. Am făcut eu un calcul că dacă cineva este atât de paranormal să economisească câte 1000 de euro pe lună din salariul pe care îl are, atunci în 20 de ani o să strângă 350.000 de euro ca să cumpere cele 5 apartamente. Multiplicarea în cazul acesta este 0. Dacă acum ai 5 apartamente, anul viitor tot 5 vor fi și peste 10 ani tot 5. Haideți să vedem ce se întâmplă în cazul construcției afacerii doTERRA. Investiția inițială este de 276 de euro dacă achiziționezi Home Essentials Kit, kitul cel mai popular pe care noi îl promovăm. Și practic e investiție în sănătatea ta. Exact, riscurile sunt zero pentru că ai investit în produse pe care o să le utilizezi. Timpul necesar să ajungi la un venit pasiv de 2000 de euro este 1-2 ani. Într-un an, doi, poți să ajungi la acest venit fără să fii foarte talentat, fără să ai experiență. Și încă un aspect pe care nu l-am trecut acolo este amortizarea investiției. La doTERRA poți să-ți amortizezi investiția în următoarele zile. N-am vrut să fiu așa drastic. Bun, iar elementul esențial aici, multiplicarea este nelimitată. Tu acum ai 10 parteneri, dar peste câteva luni ăia 10 vor deveni 100, iar peste un an vor deveni 2000, iar peste încă un an vor deveni 10.000. Înțelegeți? Și această multiplicare se face fără investiții suplimentare. Noi investim în oameni. Da? Dezvoltatorul imobiliar investește în imobile, noi investim în oameni. Da? Și, bineînțeles, este oarecum retorică întrebarea. Care dintre variante ți este mai accesibilă? Decideți voi. Bun. Și o să mai punctez foarte pe scurt câteva elemente legate de un cadran al banilor și timpului. Avem în stânga sus, de fapt, cadranul ne vorbește despre modul în care oamenii câștigă banii și cum trebuie să-și investească timpul pentru a câștiga banii. În cadranul din stânga sus sunt cei care n-au bani, dar au timp. Aici sunt pensionari, studenți, șomeri. Da? În cadranul din stânga jos sunt cei fără bani și fără timp. Aici sunt majoritatea angajaților și întreprinzătorii aceștia mici și medii, care în general doar supraviețuiesc. Apoi avem cadranul al treilea, cadranul celor care au bani, dar n-au timp. Aici sunt antreprenorii de succes, top manageri, medici de top, dentiști, avocați și așa mai departe, ei au bani, dar nu au timp, pentru că activitățile lor necesită foarte mult timp. Și în sfârșit, cadranul SF, pentru majoritatea, așa gândesc ei, unde ai și bani și timp, aici ajungi dacă ai venit pasiv. Da? Orice fel, poate să fie din network marketing sau din investiții, nu contează. Dacă ai venit pasiv, atunci ajungi în cadranul plus bani, plus timp. Aici, într-adevăr, poți să devii liber. Da? Iar această idee de venit pasiv a fost sintetizată într-un citat celebru: prefer să câștig 1% din munca 100 de oameni decât 100% din propria mea muncă. Da? Adică prefer să muncesc în echipă decât să muncesc singur. Asta ar fi traducerea. Și în cele ce urmează, foarte, foarte pe scurt, o să vă punctăm câteva elemente legate de planul de compensare doTERRA. Însă, înainte,
de Bogdan. Da, exact. Înainte însă de a trece la planul de compensare, vrem având în vedere... invităm pe o primă persoană dintre cele pe care le-am invitat astăzi aici, pe Bogdan Buburuz, pentru că deja v-am prezentat câteva idei despre ce înseamnă, ce poate să vă aducă doTERRA în viață și acum doar o să intrăm în detalii tehnice să vedeți exact pe cifre cum... nu o să mai dureze mult, însă ne-am rugat pe Bogdan dacă vrea să intervină el acum și să ne spună cum ți-a schimbat ție viața doTERRA din această perspectivă, că pe parte de produs vorbim mereu și despre asta este vorba mereu și despre eficiența și efectele lor, însă vrem să avem câteva feedback-uri de la câțiva care știm că fac acest lucru ca business și să ne spuneți cum, dacă și cum vi s-a schimbat vouă viața în acest domeniu. Cum v-a schimbat vouă doTERRA? Bună ziua! Vedeți, mă auziți? Da. Super! Vreau să vă mulțumesc în primul rând că îmi dați ocazia să împărtășesc și cu alții aceste lucruri și experiența mea cu doTERRA, pentru că pentru mine doTERRA înseamnă în principal trei lucruri. În primul rând a fost ocazia să învăț ceva nou și să o fac cu plăcere, pentru că după 13 ani de jurnalism, să aflu despre un stil de viață sănătos, despre plante, uleiuri esențiale, chimie, studii științifice, că e vorba și de așa ceva, dar și despre emoții, despre cum poți să ajuți cu adevărat oamenii din jurul tău și să te intersectezi cu atât de mulți oameni faini și oameni interesanți, pentru mine a fost o gură de aer proaspăt. Și nu întâmplător folosesc expresia asta, pentru că acum cred că toți știm cât de valoroasă e o gură de aer proaspăt, că stăm acasă mult. În al doilea rând, a fost pentru soția mea și pentru mine șansa să fim împreună de când am aflat la finalul anului 2018 că urmează să fim părinți. Și cred că îl și auziți pe bebelușul nostru și exact asta ne oferă și acum doTERRA, ne oferă posibilitatea să petrecem mai mult timp împreună, toți trei, da? Și să creștem împreună cu bebelușul nostru, pentru că e un lucru care, din păcate, în familia modernă nu se prea întâmplă. Și doTERRA mai reprezintă un lucru pentru noi, reprezintă libertatea, practic, de a alege ce și când dorim să facem. Da? Fie că e vorba de o plimbare la pădure în mijlocul zilei, în mijlocul săptămânii, da? Sau dacă vrem să tragem un pui de somn, bine, asta dacă vrea bebelușul, vrea el, dar putem să o facem la ore la care alții sunt prinși în trafic, da? Sau poate așteaptă cu nerăbdare să se încheie programul de lucru. Noi putem să ne uităm la un film, putem să facem ceva relaxant, ceva plăcut. Și, practic, la baza acestor trei lucruri stă libertatea financiară pe care am obținut-o prin dezvoltarea acestui proiect și în mai puțin de un an jumate de când am ales să mă implic la modul serios în dezvoltarea business-ului doTERRA, am ajuns să ne permitem în primul rând stilul de viață pe care ni-l dorim și cred că mai mult decât atât sau mai important decât atât să privim cu încredere spre viitor, spre un viitor în care ne va fi și mai bine. Și la final chiar vreau să mai spun un singur lucru. Da, doTERRA este un proiect care poate fi dezvoltat foarte bine și de un bărbat, da? Chiar și unul cu barbă. Și așa că, domnilor care sunteți pe fir și urmăriți prezentarea asta, aveți curaj să o faceți. Și doamnelor care sunteți și urmăriți prezentarea asta, spuneți-le soților sau iubiților, da? Că dacă Bogdan Buburuz și Hugh Jackman folosesc uleiurile esențiale de la doTERRA și vorbesc cu entuziasm despre ele, pot să o facă și ei. Eu vă îmbrățișez și vă doresc mult, mult succes în partea asta de business și de dezvoltarea proiectului doTERRA, pentru că e o ocazie și o oportunitate în viețile voastre. Super, Bogdan! Super, Bogdan, mulțumim pentru intervenție. Ce am înțeles eu de acolo, ce te încântă pe tine cel mai tare este libertatea. Și da, e adevărat, libertatea este cea mai importantă, libertatea de a ne manifesta, de a ne trăi viața așa cum dorim,
vorba ta, chiar și exprimată la modul să dorm atunci când îmi vine, să ies în pădure atunci când îmi vine, să pot face lucrurile astea pentru că știu că aleg deliberat să muncesc atunci când vreau să fac asta și o fac cu dăruire pentru că îmi place ceea ce fac. Și e proiectul meu. Și e proiectul meu și este pentru cu libertatea rezultate. Mea, pentru familia mea. Și este cu rezultate extraordinare pentru că, da, n-am putea să dormim când ne venim și să, când ne vine și să facem tot ce ne vine dacă nu am avea și banii, din păcate, sau din păcate, banii sunt o energie, da? Și este energia... E necesară. Exact, necesară și este energia pe baza căreia funcționează lumea, societatea actuală. Iar legat de precizarea lui Bogdan că și bărbații pot să facă afacerea Doterra, asta, afirmația lui vine din faptul că totuși, majoritatea celor care construiesc afacerea Doterra sunt femei și, în general, mămici cu copii foarte mici. Pentru că le oferă libertatea aceasta de a putea să fie cu copilul și, în același timp, să dezvolte o afacere. Ceea ce clar le împuternicește. Bun. Și ne mulțumim încă o dată, Bogdan, și ne întoarcem la prezentarea noastră. Nu mai avem mult, cam 10 minute și apoi dacă, și între timp, dacă doriți și aveți întrebări oricând pe parcursul prezentării, vă invităm să le scrieți pe chat ca să putem să răspundem la ele și să nu uitați subiectul despre care am vorbit. Și o să intrăm acum în puține niște detalii tehnice despre planul de compensare Doterra ca să înțelegeți cum câștigați bani, ca să vedeți ce înseamnă, ce faceți în Doterra ca să câștigați bani. Oricum, realist vorbind, suntem conștienți că nu o să puteți înțelege de la început totul. Noi vrem acum doar să vă oferim așa o viziune de ansamblu, da? Și după aceea veți contacta persoana care v-a invitat la acest eveniment și împreună cu ea o să puteți discuta detaliile, da? Pentru că vă dați seama, într-un timp atât de scurt, este imposibil să explicăm toate lucrurile în detaliu, dar sunt convins că toți sunteți super inteligenți și veți înțelege ideea de bază. Și amintiți-vă, lucrăm în echipă. Asta înseamnă Doterra, munca în echipă. Și atunci dacă persoana care v-a invitat sau sub care v-ați creat cont deja la Doterra și sunteți consumatori, este la fel de nouă ca voi în acest domeniu și nu v-ar putea da informații, apelați cu încredere la persoana din echipă de mai sus, da? Pentru că cu siguranță veți primi răspunsul. Pe lanțul acela veți găsi la un moment dat pe cineva care vă poate ajuta. Bun, planul de compensare. Vom folosi niște prescurtări, PV Personal Volume, volum personal, OV Organization Volume, volumul organizației, LRP, prescurtarea de la Loyalty Rewards Program, programul de recompensare a loialității, program de fidelizare. Și aici vreau eu să spun în două cuvinte. Am pomenit acest program pentru că este unul dintre lucrurile extraordinare în Doterra, acest program de fidelizare al clienților. Este cel care, pe lângă produs, produsele extraordinare sunt primele care îi țin pe toți acolo, acest program care vine cu beneficii crescătoare, nu o să intru în detaliu, dar pentru că ne punem comenzile pe acest program, Doterra ne recompensează cu puncte recompensă ca un fel de voucher pe care le putem folosi ca să ne luăm gratuit produse Doterra. Și recompensele sunt crescătoare, tot la 3 luni urcăm cu câte 5%, până ajungem la 30% puncte recompensă pe acest program. Practic sunt procente din valoarea comenzilor pe care le facem. Și ca să înțelegeți mai exact, pentru că eu sunt la 30%, îmi pun lună de lună comandă de minim 100 de puncte, pentru că este singura condiție la Doterra și pentru că eu vreau produsele alea, adică nu e ca și cum chiar nu sunt obligată, am nevoie de produsele alea. Și atunci, la fiecare comandă de minim 100 de puncte, eu primesc 30 de puncte recompensă, practic primesc chiar mai mult, și folosesc acele puncte ca să iau gratuit produse Doterra. Bun. În cadrul acestui program, de exemplu, putem primi produsul gratuit al lunii dacă ne creăm o comandă de peste 25 de puncte. Vine cu o grămadă de beneficii, nu intrăm acum în detalii. Care sunt sursele de câștig? O primă sursă de câștig ar fi aceea profitul pe care îl obțineți din vânzarea retail, cei 25% care e diferența între prețul de retail și prețul de,
depozit. Dacă cineva totuși optează, nu vrea să-și facă cont, ci optează să-și cumpere la preț de retail, acei 25% se întorc către voi sub forma unui bonus direct. Acum poate ați fi tentat să ziceți, wow, 25%, păi da, eu așa o să fac de acum înainte. Tuturor ca celor care sunt în jurul meu o să le zic prețul de retail și atunci Doterra îmi trimite mie direct în cont aia 25%. Gândiți-vă din nou, munca în echipă, în rețea, o să puteți da la câțiva oameni, pe când dacă dați la mai mulți și învățați să dea la rândul lor, la preț de depozit, o să obțineți mult mai multe beneficii. Practic, noi vrem să aibă fiecare acces în modul cel mai ieftin posibil la produse. Bun, bonusul Fast Start. Bonusul Fast Start îl primim în primele 60 de zile de la înregistrarea unei persoane. Da, dacă e pe adâncimea 1, e 20% din valoarea comenzii, dacă e pe adâncimea 2, 10%, dacă e pe adâncimea 3, 5%. Persoanele care v-au invitat o să vă dea detalii despre ce înseamnă adâncimea 2 și așa mai departe. Și dacă eu te-am înscris pe tine, iau 20%, dacă tu l-ai înscris pe prietenul tău, tu iei 20%, eu iau 10%, dacă prietenul tău a înscris pe altcineva, prietenul ia 20%, tu iei 10%, eu iau 5% de pe acel altcineva înscris. Bun. Un bonus absolut unic în industria network marketing este bonusul Power of 3. Power of 3 este una dintre cele mai importante surse de câștig la început. Da? Și tocmai de aceea merită să vă focalizați. Practic, ce spune acest bonus? Că dacă tu ai într-o lună o comandă de minim 100 de puncte pe programul LRP și ai sub tine 3 persoane care și ele au cel puțin o comandă de minim 100 de puncte și împreună cu toți, cu toți însemnând nu numai cei 3 care sunt pe programul LRP, ci oricine este pe front la tine, adică direct sub tine și împreună cu ei ai minim 600 de puncte, da, atunci vei lua primul nivel al bonusului Power of 3, adică $50. Asta nu e foarte mult, dar e un bun început. Însă, și alături de care, prin faptul că mai înscriem și avem și parte de bonusul Fast Start, deja ne putem acoperi comanda noastră de 100 așa de e. puncte. Însă dacă noi învățăm pe partenerii noștri să facă exact ce am făcut și noi, da? Adică și ei să creeze, să aibă câte 3 persoane pe front care au un LRP de minim 100 de puncte și ei împreună cu echipele lor au minim 600 de puncte, da? Atunci ei vor lua $50 și tu vei lua $250. Da? Atenție, este deja un bonus în plus, adică fiecare bonus pe care vi-l prezentăm, ele se cumulează. Se cumulează. Bun. Acum, dacă și partenerii voștri au învățat pe partenerilor să facă exact același lucru, da, atunci partenerii partenerilor voștri vor lua câte $50, adică au făcut nivelul 1 de Power of 3, partenerii voștri au făcut nivelul al doilea de Power of 3, deci vor lua câte $250, iar voi veți primi $1,500. Acum, $1,500 în România sunt niște bani foarte frumoși și oriunde în lume sunt bani foarte frumoși. Categoric, asta nu înseamnă încă independența financiară și libertatea aia de care vorbim, dar deja înseamnă un venit consistent. Da? Și atenție, este un venit structural, adică o structură de genul acesta nu o faceți într-o lună, nici în două, poate nici în șase, depinde cum vă mișcați. Însă, în clipa în care ați făcut-o, se va face lună de lună. Înțelegeți? Pe simplu fapt că vă puneți comanda de 100 de puncte și cei pe care i-ați învățat la rândul lor fac același lucru, se va face lună de lună și este un venit în plus, un bonus, că de-aia zice bonus, pe care îl primiți lună de lună pe lângă celelalte venituri și bonusuri pe care Doterra vi le oferă. Bun. Deci, Power of 3 este super tare, da? Merită să-l faceți. Și avem deja în echipă persoane care au și pe trei adâncimi și pe două și pe una și mai multe. Și, bun. Și am ajuns la bonusul Unilevel. Este bonusul care generează venitul rezidual sau pasiv recurent. Da? Practic, Doterra, am spus, ne plătește acest bonus pe 7 adâncimi, da? Până la 7 adâncimi. Și anume câte procente.
de sus în jos, de la adâncimea 1 la 7, 2%, 3%, 5%, da? 5%, 6%, 6% și 7% pe adâncimea 7. Da? Este, poate unora vă sună foarte ciudat că Doterra plătește oarecum invers față de orice altă companie. Plătește mai puțin dacă omul e imediat sub tine și îți plătește mai mult dacă e în adâncime. Tocmai acest fapt ne stimulează să, și egoist vorbind, să ne ajutăm partenerii. Pentru că dacă tu înscrii o persoană în Doterra, ai 14 zile la dispoziție să te decizi unde o să o plasezi în rețea. Da? Și atunci, întrebarea este, dacă tu ai înscris aici o persoană nouă, o să o ții direct sub tine să iei 2%? Adică toate persoanele pe care tu le înscrii le pui la tine pe front ca să iei 2%? Sau o pui undeva mai în adâncime să iei 5%, 6% sau 7%. Acum, înainte de a face mutările, mai ales dacă sunteți începători, consultați-vă cu o persoană cu experiență, pentru că există și aici o strategie de plasare a oamenilor în rețea. Nu intrăm în detalii, dar ceea ce am vrut să punctez este că acea idee de plan de compensare interdependent ne stimulează să ne ajutăm unii pe alții. Este stimulată și de modul cum plătește Doterra bonusul acesta unilevel. Da? Și poate că par mici procentele astea, dar haideți să ne întoarcem la simularea aia pe care am mai făcut-o ceva mai devreme, în care avem 3 oameni și se multiplică cu 3 și rulaj de 100 de puncte. Când luăm 2% de pe 306 euro, nu e prea grozav. Dar dacă mergem în adâncime, unde multiplicarea își face treaba, vedem că încep să apară venituri consistente. Și acum vă întreb eu, cum ați fi preferat să fie invers 7% sus și 2% jos? Să luați din 218.000 de euro rulaj, să luați 2% sau să luați 7%? Și cred că v-ați dat singur răspunsul, da? Și cumulate aceste bonusuri, da, dau aici un comision foarte, foarte frumos. Care este doar bonusul de unilevel, adică ăsta categoric este pe lângă Fast Start și pe lângă Power of 3. Și mai sunt încă niște bonusuri. Bun, și acum, ideea este că acest bonus unilevel, adâncimile le accesați progresiv pe măsură ce creșteți în nivelul de carieră. Da? Iarăși foarte trebuie sănătos. Să, categoric, și când ajungeți la așa numitul nivel de silver, aveți acces pe toate cele 7 adâncimi. Practic acesta e primul mare obiectiv în business, să ajungem la nivelul de silver. Aveți aici niște săgeți care sunt minunate, ele ne spun despre un lucru extraordinar, și anume că planul de compensare unilevel are compresie dinamică. Ce înseamnă asta? Înseamnă că pe lanțul de oameni pe care ai, poate ai un lanț de 20 și ceva de oameni, unul sub altul, dacă sunt oameni în zona aia de 7 adâncime ale tale care nu și-au făcut comandă într-o anumită lună, se realizează compresia dinamică prin care sunt săltați toți în sus în așa fel încât să fie ocupate toate pozițiile. Înțelegeți? Ca să luați bonus de pe fiecare adâncime. Deci absolut genial. Bun. O altă sursă de venituri, aceasta deja în fazele mai avansate de construcție a business-ului, de la nivel de premier în sus, sunt așa numitele acțiuni de conducere sau share-uri. Ele, la nivel de premier, silver, gold și platinum, au o valoare undeva în jur de 150 de euro bucata. Da? Și vedeți că aici aveți mai multe bucăți, da, de exemplu la Gold 5, la Platinum 10, asemenea acțiuni. Însă, de exemplu, la nivel de Diamond este undeva între 2.000 și 3.000 de euro acțiunea, da, și aveți și aici mai multe. La Blue Diamond e undeva în jur de 11.000 de euro acțiunea, iar la Presidential Diamond undeva către 40.000 de euro acțiunea, da. Și, bineînțeles, vedeți că nu se ia doar una, ci ele se cumulează aici
Și în felul acesta, aceste acțiuni se, se cumulează la celelalte bonusuri și comisioane pe care le-ați luat. Bun, și ne apropiem de sfârșit. Și avem o schemă sintetică finală care ne arată veniturile la diferite niveluri de cariere și sursa lor. Da? Și de asemenea avem veniturile medii la fiecare nivel de carieră. Și de asemenea cam în câte luni, și repetăm, totul este pe statistici și sunt mediile luate. Medii la nivel global. Da? La piețele noi lucrurile se petrec mai rapid. Practic, jos avem în cifre lunile în care se atinge nivelul respectiv, 3, 6, 18 luni, 27 de luni și așa mai departe. O să avem aici mai clar, însă ceea ce vreau să punctez este că la început, da, chiar la început, fast start-ul o să fie foarte important. După aceea, pe măsură ce creștem în carieră, power of 3 va fi foarte important. Apoi încep să apară acele acțiuni de conducere cu verde reprezentate aici și vedeți că pe măsură ce înaintați în nivel, ele au o pondere tot mai mare, iar cu galben mai argilos, deci, sunt acțiunile. Aici e unilevel, pardon, cu verde și cu galben argilos este... sunt acțiunile. Deci, practic, este ponderea reprezentată de fiecare tip de bonus în venituri. În venit, da? La început, pentru că suntem mai mici, ponderea cea mai mare are fast start-ul și power of 3 pe măsură ce-l facem. Pe măsură ce creștem, unilevelul devine cel mai reprezentativ, da? Și apoi leader și bonus, care vine cu acele bonusuri de la diamant în sus. Imediat, deci la întrebări o să răspundem imediat ce încheiem. Am văzut mâna ridicată. O să vă răspundem în final la întrebări. Ceea ce este important să înțelegeți este că zona verde și galbenă este venit pasiv. Exact. Da? Deci spre asta duc lucrurile. Și acum hai să intrăm, dacă te întorci un pic înapoi, că cred că e mai simplu să vorbim aici. Aici vedeți deja, încă o dată repet, venituri medii. Deci unii au mai mari, chiar la început când atingi prima dată fiecare nivel, o să aici, ai chiar aici acel sunt venit? În dolari și aici da? Le-am pus în euro. Și poate că e mai ușor să ne raportăm la euro. Dar haideți să luăm exemplu nivelul de diamant. Da? În medie la nivel global 3 ani și jumătate îți ia. Nouă ne-a luat 10 luni din momentul în care am decis că facem business-ul. Și în România sunt foarte multe persoane care au făcut în interval de un an sau maxim 2 ani de zile nivelul de diamant. Da? Deci asta se poate face în România, să zicem, hai să fim pesimiști, să zicem că o să dureze 5 ani. Vi se pare că merită efortul să muncești 5 ani de zile ca să ajungi la un venit lunar de peste 13.000 de euro. Haideți să fim serioși, majoritatea făcând ceea ce fac acum nu o să ajungă niciodată la veniturile astea. Așa că un orizont de așteptare de 5 ani nu este absolut deloc ceva exagerat. Da? Dar odată ce ați ajuns aici, apoi o să fiți liberi pentru tot restul vieții. Înțelegeți? Și pentru că suntem conștienți că sunt oameni care nici măcar nu pot să gândească în cifre de genul acesta, da? Începem de aici, categoric. Da? Dar vreau să menționez, mai ales că în România am trăit în anumite condiții în comunism și nu mulți pot, chiar și unii antreprenori nu pot să gândească cifre de genul acesta, da? Vrem să menționăm că avem în România deja și nivel de Blue Diamond și nivel de Presidential Diamond, cu tot ce implică asta acolo în cifre. Da? Deci da. Nu e... În România, deci nu vorbim altundeva. În exact. România s-au atins aceste niveluri. Și sunt venituri lunare. Asta e foarte important să rețineți, da? Deci lună de lună. Bun. Și se pune întrebarea, de ce facem noi afacerea doTERRA? Da, înainte de a se pune întrebarea asta, vreau să ne întoarcem un pic la okay. mai înainte cu una. Aici ăsta mie mi se pare cel mai reprezentativ. Deci dacă voi înțelegeți ce înseamnă acest grafic, o să înțelegeți totul. Și anume,
Vreau să vă uitați acolo pe grafic, să vedeți la fiecare nivel. Elite, premier, că sunt și scrise. Silver, gold, platinum, asta este nivelul, da, pe care merge dotarea. Ce înseamnă fiecare nivel? Nu intrăm acum în detalii din punct de vedere al volumului și acum sunt împărțite pe picioare, dar ce înseamnă ca și câștiguri? Da? La nivel de elit undeva sunt care câștigă mai mult, la început chiar prima dată când face elitul poate mai puțin, 300 de dolari, euro, ce-or fi pe lună, nu contează, ideea este că, repet, noi ca elit am câștigat mai mult. Da, pe noi eram niște eliți grași între ghilele. Mergem mai departe, 600 de euro pe lună. Mergem mai la premier, da? Mergem mai departe, 2200 de euro pe lună. Sunt dolari. Nu contează ce-or fi, repet. Hai să zic, noi în euro suntem plătiți în Europa, deci o să vorbim despre euro. Mergem mai departe la nivel de gold, 4900 de euro, da? Gândiți-vă care este nivelul, care este venitul lunar de care simțiți că aveți nevoie și ați fi mulțumiți, considerați că ați fi liberi cu acel venit pe lună. Dacă acel venit este de 2000 de euro în plus pe lună, că nimeni nu vă zice să renunțați la jobul pe care îl aveți, da? Dar vă garantez că pe măsură ce o să câștigați mai mult bani și o să puteți înlocui venitul din job, o să doriți din toate motivele să faceți doar dotera. Care este nivelul, uitați-vă în bani, care este nivelul care v-ar satisface nevoile personale? Și atunci puteți să vedeți, ok, mie mi-ar trebui cam 5000 de euro pe lună, înseamnă că trebuie să fac cel puțin gold, da? Și de aici pornim, pentru că atunci când vrem să mergem undeva, să ajungem undeva, trebuie să știm exact care este destinația. Deci dacă vrem 5000 de euro pe lună, că asta este ce avem nevoie, trebuie să știm exact care este destinația noastră și destinația noastră este cel puțin gold în acest, nu a noastră, a noastră nu-i gold, da? A celor care vă doriți asta. Iar pofta vine mâncând. Exact. Și asta deja vă dă clar o idee. Acolo trebuie să ajung, acolo vreau să ajung, asta îmi doresc și facem împreună cu rolerii voștri și cu așa, mă rog, din ce echipe faceți parte, facem planul de bătaie pentru că lucrurile astea le învățăm împreună. Da, și un lucru foarte important în această perioadă este că dotera nu numai că va funcționa foarte și funcționează foarte bine și în perioada aceasta de criză, dotera va funcționa chiar mai bine în această perioadă și nu vreau să fiu cinic, dar ăsta e adevărul. Noi am mai trecut printr-o criză în 2008, fiind într-un alt network marketing, și când a început criza eram în acel network marketing la un nivel aproximativ de premier, echivalentul în dotera, și până în 2010, în 2 ani de criză, am făcut și acolo diamond-ul. Da? Deci știm din experiență directă că în perioade de criză network marketingul se dezvoltă mult mai bine. Iar și dotera va crește absolut fabulos, pentru că gândiți-vă, noi ne adresăm nevoilor de sănătate ale oamenilor și oamenii au nevoie tot timpul de sănătate. Înțelegeți? Și acum în special, și încă acum abia începutul, nimeni nu profită, nimeni nu se bucură de situația asta prin care trecem, dar acum în special avem nevoie de sănătate, oamenii au nevoie de sănătate și au nevoie de bani și siguranța locului de muncă. Și mulți care vor fi disponibilizați sau a căror business-uri au fost afectate de crize se vor reorienta către alte business-uri și suntem convinși că vor veni mulți înspre noi. Și noi avem un instrument cu care să-i ajutăm, da? Și pe care să-l oferim ca ei, într-adevăr, să poată să depășească cu bine aceste încercări. Practic, oamenii sunt în căutare de sănătate și siguranță financiară. Tot ce avem noi de făcut și voi de făcut este să mergem către ei și să le oferim oportunitatea. Și înainte să mai rugăm câteva persoane să ne spună cum au fost impactați de benefic de afacerea dotera, dar vreau să punctez de ce facem noi dotera. Da? Ce credeți, o facem pentru produse? Categoric, produsele ne plac și le utilizăm cu mult entuziasm, însă produsele le-am putea cumpăra chiar și fără să construim afacerea, chiar și fără să ne investim energia și timpul, da? Învățând pe alții și uneori este solicitant. Dar a venit însă, natural asta. Însă motivul cel mai profund pentru care noi facem dotera este pentru libertate.
Da? Pentru libertate. Pentru că noi am identificat în acest proiect o cale către libertate. Ajutând oamenii să obțină ceea ce ei vor, sănătate, independență financiară și așa mai departe, noi putem să ne obținem propria noastră libertate. Relația armonioasă, apropo de ce zicea Bogdan, să poți să fii acolo alături de familia ta, de soție sau de soț și de copiii tăi, să nu-ți crească copiii și tu să-i vezi numai seara la culcare, e mare lucru. Și acum îi invităm... Da, Elena, dacă ești pe fir... Nu te auzim. Acum am auzit. Acum te auzim și te vedem. Ne spui și tu cum te-a impactat ție viața, Dotera. În primul rând, așa cum tu spuneai, Simona, atunci când îți dorești ceva, lucrurile se întâmplă. Eu, înainte ca Dotera să apară în viața mea, mi-am dorit să aflu despre plante, să învăț despre ele. Și tot eu m-am gândit, ok, cum o să învăț eu despre plante dacă nu știu cum arată sau cum miros? Ei bine, a apărut Dotera în viața mea și nu numai că știu cum arată, cum miros, 100% puritate, dar știu și ce beneficii au pentru sănătatea noastră. Dar motivul pentru care eu am ales Dotera este co-impact sourcing, cum ați vorbit și voi despre acest co-impact sourcing. Pe mine m-a impactat. În momentul în care am fost la prezentare, Simona, dacă ți-aduce aminte, când ai spus despre modalitatea în care Dotera alege să-și... aducă plantele de la micii producători și să-i susțină, ăla a fost momentul meu de aha, pentru că susțin cu putere întoarcerea la natură și mai mult decât atât, susțin cu putere comunitățile. Iar pentru mine Dotera, în primul rând, este comunitate, pentru că asta am găsit și în business-ul Dotera, o comunitate de oameni pe care știu că atunci când am o întrebare sau o nelămurire, îi pot contacta, fie pe cei din upline, fie pe cei din crossline. Deci am o siguranță că voi fi ajutată să-mi rezolv problema, întrebarea sau efectiv strategia de lucru. Nu o să trec foarte ușor peste partea financiară, pentru că Dotera mea a dus și siguranța financiară. Și o să vă dau un exemplu în ideea asta. Eram în vacanță cu familia mea anul trecut, stăteam deja de 2 săptămâni în vacanță și ne întrebam, mai stăm sau ce facem? Deschid contul să văd cum stăm cu finanțele și fix atunci îmi intraseră bani de pe comisioanele Dotera. Și am zis, sigur că mai stăm, cel puțin 1 săptămână în vacanță. Îmi oferă libertatea și îmi oferă business-ul în buzunar, pentru că oriunde am telefonul cu mine și o conexiune la internet, eu pot să-mi fac treaba. Dar ceea ce m-a impactat foarte tare este faptul că pot să-i ajut pe alții și să fiu recompensată pentru asta. Și să fiu recompensată în fiecare lună, fie că muncesc mai mult, fie că muncesc mai puțin, comisionul îmi va intra de fiecare dată. Iar o chestie care acum m-a pus pe gânduri, având în vedere situația prin care trecem cu toții, am avut un Zoom împreună cu părinții din școala copilului meu. Și evident a venit și întrebarea, ok, sau problema, cum că cine mai câștigă în zilele astea la fel cât câștiga. Sincer, mi-a fost jenă să spun că eu câștig la fel de bine, poate chiar mai bine, și nu am grijă faptului că nu o să pot să plătesc școala copilului. Așa că pentru mine, Dotera este comunitate, libertate și siguranță. 3 lucruri, cel puțin. Sper să vă regăsiți în ceea ce v-am spus și să vă ajute să vă găsiți de ce-ul vostru. Elena, îți mulțumim mult de tot. M-a emoționat până la lacrimi, pentru că știu exact prima întâlnire pe care am avut-o noi atunci și știu exact câte discuții am avut și am rezonat cu fiecare cuvânt pe care l-ai spus și, într-adevăr, tot ce a spus Elena este adevărat, așa se petrec lucrurile în Dotera, așa muncim în echipă și asta înseamnă cu adevărat libertate, să nu depinzi de un concediu pe care ți-l dă cineva, ci să poți tu să alegi când te duci cu familia ta și unde te duci și cât stai și poți să faci asta pentru că îți permiți și din punct de vedere al timpului și al banilor și al sănătății și și uite, chiar te rog, du-te către cei din părinții copiilor din școala unde e copilul tău și oferă-le șansa asta, pentru că este o realitate în ziua de azi. Îți mulțumim! Da, și ce satisfacție extraordinară
ce satisfacție mai mare poți trăi decât când auzi astfel de relatări de la niște oameni cărora le-ai oferit o oportunitate, da? Și faptul că ei reușesc este extrem de împlinitor. Bun, pentru și cred noi. Că o să mai luăm o singură persoană, o să mai rugăm astăzi să intervină. Vrem să trecem și la întrebări și răspunsuri dacă aveți întrebări și vrem să și încheiem toată întâlnirea noastră de astăzi. Laura Baboș, dacă ești pe fir. Te vedem. Bună ziua tuturor, mă vedeți, mă auziți? Totul e în regulă, da? Bun. Mă bucur foarte mult, m-a emoționat și pe mine relatarea Elenei, pentru că mă regăsesc și eu printre mămicile, da, de data aceasta care au fost impactate de către doTERRA, pentru că, într-adevăr, doTERRA oferă atât de multe daruri și atât de multor oameni. Așadar, haideți să vă spun cum a impactat doTERRA viața familiei noastre din momentul în care această cutie, pe care cu siguranță o cunoașteți cu toții, pachetul Home Essentials a intrat pe ușa familiei noastre și ne-am dat seama, la foarte scurt timp, ne-am dat seama de faptul că avem sănătate la cel mai mic cost pentru întreaga familie. Da? Avem la îndemână soluții care sunt 100% naturale, soluții care sunt 100% sigure, soluții care sunt mult mai eficiente și mult mai ieftine decât marea majoritate a altor remedii pe care le foloseam. Apoi, pentru mine, ca și antreprenor în comunitate, eu am o asociație pe care o dezvolt de peste 6 ani, prin intermediul căreia realizez activități, proiecte pentru copii, pentru familii, proiecte de educație și de sănătate pentru întreaga comunitate. Nu este ușor să te susții financiar și să reușești să faci, să-ți atingi obiectivele în acest domeniu al antreprenoriatului social. Însă doTERRA mi-a permis această flexibilitate financiară și mi-a permis să aloc financiar, să aloc bani în direcția și pentru a-mi atinge obiectivele pentru comunitate și pentru a ajuta cât mai mulți oameni. Apoi, pe măsură ce am început să împărtășim, au venit și cireșele de pe tort, ca să spun așa, ne-am dat seama, lucrând în echipă și suntem cu siguranță în cea mai bună echipă pentru noi, lucrând în echipă ne-am dat seama de faptul că avem mai mult timp cu copii, de faptul că avem un program flexibil, de faptul că doTERRA este cel mai bun profesor pentru noi ca și oameni, dar și ca și antreprenori. Însă, spunea Elena despre momentul aha. Am avut și eu un astfel de moment și pe lângă toate lucrurile de care v-am vorbit deja, am înțeles în acel moment faptul că doTERRA este mult mai mult de atât. doTERRA este cu totul și cu totul mult mai mult decât atât. Și momentul meu de aha a fost, și chiar dacă închid ochii acum îl și revăd cu toate detaliile, momentul a fost atunci când Simona mi-a spus două cuvinte și să vă imaginați așa ca și sportivii care își dau unul altuia flacăra olimpică, la fel a fost și pentru mine. Cele două cuvinte au vibrat în mine și au aprins o flacără acolo, iar cele două cuvinte au fost împuternicirea mamelor. Și o să mai spun o dată cele două cuvinte, pentru că dacă ar fi să rețineți din tot ceea ce am spus doar acestea, m-aș bucura tare mult. Împuternicirea mamelor. Pentru mine aceasta a fost wow, a fost brusc un acces la următoarea cunoaștere. Faptul că am acces la o autoritate interioară, supremă, din mine, la faptul că iau... preiau responsabilitatea de la toți cei din jurul meu cărora le-am dat-o cu privire la sănătate, cu privire la bunăstare materială, cu privire la timpul familiei mele și al meu personal. Apoi, datorită acestor sticluțe cu viață vie, doTERRA îmi permite să mă conectez la esența mea. Îmi permită să mă conectez la tot ceea ce este pur, la tot ceea ce este autentic, la tot ceea ce este natural, la scânteia divină din mine și la celula originară care dă viață, la fel ca și o mamă.
Și când am înțeles aceste lucruri, a venit brusc decizia de a face, asumat, cu multă perseverență, cu multă responsabilitate, cu multă disciplină, afacerea. Și am decis împreună cu partenerul și iubitul meu, cu Andrei, în ianuarie 2019, să dăm mai departe ceea ce este doTERRA. Am început mai timid, am început să susținem prezentări legate de produse, de beneficiile acestora, dar încet, încet sperăm să putem da mai departe, da, și noi flacăra olimpică și să transmitem ceea ce simțim acum că este doTERRA pentru noi, și anume libertate, și anume posibilitatea de creștere și de evoluție ca și persoană, dar și ca și comunitate. Și în al treilea rând, posibilitatea extraordinară de a ne șlefui în interiorul nostru, împreună, în fiecare zi, diamantele care suntem. Așadar, mulțumesc doTERRA, mulțumesc Simona și Dan și vă mulțumesc tuturor celor care v-ați permis astăzi să vă oferiți posibilitatea de a afla ce este doTERRA. Mulțumim mult, Laura. Eu cred că nu o să vă mai invit niciodată cei din echipă să vorbiți. Nu mai putem conferenția după aceea de emoție. Concluzia mea este, copiii noștri au crescut. Asta înseamnă să lucrăm în echipă. Faptul că impactăm viețile celorlalți, legat de ce a zis, vedeți că pe fiecare ne impactează ceva anume. Și dacă la Laura a fost, cuvintele cheie au fost împuternicirea mamelor, și care sunt valabile practic la toată lumea, orice femeie care este și mamă va rezona cu aceste cuvinte, însă cu Laura au rezonat și mai mult din prima, pentru că așa cum a spus ea, proiectul ei de suflet era și rămâne în continuare să dea mai departe în comunitate, să le ajute, să ajute familiile, să ajute mamele, și prin doTERRA a găsit vehiculul potrivit pentru a face asta. Da, și la ea a fost și o situație mai specială, că ea avea un proiect pe care a vrut să-l dezvolte și chiar înainte să ia decizia să se implice în doTERRA a primit o finanțare în proiectul respectiv și am avut o discuție destul de lungă și adâncă în care i-am explicat că ok, proiectul ăla cu siguranță este foarte bun, dar că va putea impacta mult mai mulți oameni benefic dacă se implică în doTERRA. Și atunci n-a fost evident, a fost pentru ea o decizie foarte dificilă, însă ne bucurăm că decizia a fost să se implice în doTERRA și cel puțin din feedback-urile pe care le-am primit și ea și ei amândoi se bucură că au mers pe această cale. Și muncim cu toții tot timpul la unison și pregătim împreună tot ce facem și Andraș este, de exemplu, soțul ei este acum cu partea tehnică și ne asigură toate aceste lucruri și tot ce facem, facem împreună, învățăm împreună. De altfel, după încheierea acestei prezentări, care s-a lungit puțin, dar suntem convinși că a fost interesantă și o încheiem acum în 2 minute, după încheierea acesteia o să ne întâlnim cu cei care deja fac business-ul ca să, într-un scurt webinar în care o să învățăm despre cum facem business-ul. Dar, în încheiere, pentru cei care sunt noi, și prin asta deci vreau să precizez încă o dată, pentru cei care nu sunteți acum prezenți aici și nu aveți cont la doTERRA, vrem să vă spunem că există 3 modalități în care puteți să vă achiziționați uleiurile esențiale, că despre asta este vorba, cu asta începem, da? A fost o prezentare de business și vă invităm să ascultați și prezentarea de produs pe produs. O găsiți pe grupul nostru înregistrată. Dar există 3 moduri în care vă puteți achiziționa uleiurile de la doTERRA, la preț întreg, de raft, retail, am mai vorbit despre asta, nu vă recomandăm, pentru că avem 2 variante mult mai bine, cu reducere de 25%, mai bune, cu reducere de 25%, și anume, la preț de depozit, da, cu acel preț redus de 25%, asta înseamnă că vă creați cont la doTERRA cu o taxă de creare a contului și vă puneți în coș produsele dorite. Dar există și o a treia variantă care este cea mai bună, și anume la preț mai mic decât prețul de depozit. Preț mai mic decât prețul de depozit găsim dacă alegem un pachet, există mai multe pachete de înregistrare în sistem presetate de către doTERRA. Pachetele acestea vin cu mai multe avantaje. Taxa aceea de 23,75 euro de crearea contului este anulată, deci este un câștig pe care îl aveți din start.
Pachetele vin cu reduceri față de prețul de depozit și reduceri substanțiale și câteodată unele din ele vin și cu produse în plus cadou sau alte beneficii. De exemplu, trei astfel de variante, sunt mai multe, dar am ales acum să vă punem trei cele mai populare. Și o variantă pentru toată familia, ca să acopere toate domeniile și îngrijirea corporală a pielii și, mă rog, piele, scalp, îngrijire corporală, da? Și curățenie în casă și suplimente nutritive, pentru că sănătatea vine de la interior la exterior, și uleiuri esențiale, este acest Natural Solutions Enroll Monkey din stânga. Este o investiție mai substanțială, dar este o investiție pentru întreaga familie, pe toate domeniile familiei, ca să abordăm sănătatea și stilul de viață sănătos din toate direcțiile din prima. Însă vine cu beneficii extraordinare, nu o să intru în foarte multe detalii, dar să rețineți că aveți o reducere de vreo 200 și ceva de euro la acest pachet, da, față de prețul de depozit, și aveți încă niște beneficii în plus, puncte recompensă, începeți programul, repet, direct de la 20%, deci tot felul de beneficii. Apoi, un alt pachet care apare acum aici și nu o să intru deloc în detalii este pachetul pentru detoxifiere personală, se adresează unei singure persoane și timp de o lună de zile, detox personal, global, general, pe tot organismul, pentru că avem nevoie de așa ceva cel puțin de două ori pe an, însă pachetul cel mai popular din toate motivele, inclusiv ca accesibilitate financiară, este Home Essentials Kit, cel din centru. Este un pachet care vine cu 10 uleiuri la câte 15 ml, uleiuri care ne asigură sănătatea și bunăstarea întregii familii, deci practic le folosim în familie pentru orice apare și în prezentările despre care vorbim, despre acest pachet vorbim, pentru că este cel mai popular, datorită beneficiilor pe care le are în familie, datorită prețului pe care îl are, are o reducere de 92 de euro față de prețul de depozit. Și o investiție decentă. O investiție decentă, exact, 276 de euro este preț final cu tot, cu transport, îl comandați, îl plătiți cu cardul și vă vine acasă în 5-7 zile lucrătoare, mai luați, preluați doar pachetul de la curier. Vine cu un difuzor inclus gratuit, taxa aceea de crearea contului gratuită și cu 10 uleiuri care ne ajută pe sistem imunitar, respirator, digestiv, cu soluții pentru stres, cu soluții pentru purificare, cu soluții pentru energizare, soluții de sezon, da? Pentru provocările de sezon, și de aceea este cel mai popular pachet. Bun, e important să, după ce vom încheia, să luați legătura cu persoana care v-a invitat la acest eveniment pentru a vă da mai multe detalii și pentru a vă ghida dacă e cazul în procesul de creare a unui cont. Bun, alte întrebări nu par să fie acum aici. Atunci o să și încheiem cu această întâlnire din această dimineață. Vă mulțumim pentru atenție și pentru răbdare. Sperăm că v-am putut oferi o viziune cât de cât clară asupra a ceea ce înseamnă această afacere, afacerea doTERRA. Și bineînțeles, dacă încă nu sunteți implicați în acest proiect, vă așteptăm cu mult drag în echipa noastră. Și ce vă putem garanta este faptul că veți primi sprijin, susținere, instruire, tot ceea ce aveți nevoie pentru a obține succesul. Cu aceasta chiar încheiem. Vă dorim să aveți un weekend minunat, plin de multe dezbateri pe temă și să luați decizia corectă, pentru că sunteți într-un moment al vieții în care cu adevărat puteți schimba macazul și vă puteți schimba viața în bine. Decizii asumate vă dorim și inspirate. O zi minunată, luminoasă și multă sănătate. La revedere!